Operatorii burselor din Frankfurt și Londra au anunțat în mod oficial că au ajuns la un acord de fuziune în urma căruia speră să realizeze economii de 450 de milioane de euro. Fuziunea va da naștere celui mai mare operator bursier european, capabil să concureze cu rivalii din Statele Unite și Asia, atâta timp cât rivalele nu vor reuși să atace acordul și autoritățile de reglementare îl vor aproba. Este cel mai mare acord între doi operatori bursieri de când operatorul american Intercontinental Exchange a achiziționat NYSE Euronext în noiembrie 2013. Sediul legal va fi în capitala Marii Britanii și vor fi menținute operațiunile din Londra și Frankfurt. Acționarii bursei din Frankfurt vor deține 54,4% din acțiunile noi entități. Cele două companii sunt evaluate la 30,5 miliarde de dolari. Este a treia oară când operatorul bursier german încearcă să preia London Stock Exchange. Precedentele încercări au eșuat în 2000 și 2005. Reducerile de costuri au reprezentat un element important care i-a determinat pe acționarii celor două companii să accepte o fuziune în condițiile în care Intercontinental Exchange a confirmat că analizează o posibilă contraofertă. Viitorul șef al noii entități a declarat că întărirea legăturilor dintre principalele centre financiare ale Europei, Frankfurt și Londra, și construirea unei rețele de-a lungul Europei cu Luxemburg, Paris și Milano va întări piețele europene de capital. Este o evoluție logică pentru companiile noastre într-o industrie care se schimbă în mod fundamental. Iar dacă vântul schimbării bate în vestul Europei, nu același lucru putem să-l spunem despre Est. Dar cine știe, chiar și pe aici se mai întâmplă minuni. Revenind la bursa noastră de la București, acțiunile Bursa de Valori București, BVB, au înregistrat săptămâna trecută o apreciere de 6,37% față de euro, reprezentând cel mai bun plasament din indicele BET al celor mai lichide 10 companii listate. Trendul general rămâne însă unul descendent. Per total, BET, indicele celor mai lichide 10 companii listate, s-a apreciat cu 0,24%, raportat la moneda euro, iar BET-XT, al primelor 25 de societăți de la Bursa de Valori București, inclusiv SIF-urile, a urcat cu 0,5%. Și BET-FI a marcat o creștere de 1,42%, tras în sus de aprecierea SIF3 Transilvania. Aurul s-a depreciat cu 2,31% raportat la euro, iar la depozitele în euro cel mai bun randament ar fi fost obținut la Bancpost cu plus 0,02%, iar un plasament în lei la aceeași bancă ar fi adus un minus de 0,07% raportat la euro în condițiile deprecierii monedei naționale cu 0,11%. Sunt Lucian Săcălean, să aveți o săptămână pe plus! Este una dintre cele mai frumoase balene de pe pământ. Numită așa pentru nuanța ei strălucitoare, lăptoasă, balena incredibil de rară a fost observată de biologii marini în largul coastei Mexicului în Pacific. Galonul de lapte nu a mai fost văzut din anul 2009. În urma celui de-al șaptelea recensământ anual al balenelor realizat de Comisia Ariilor Naturale Protejate, s-a constatat că galonul de lapte s-a păstrat destul de bine ascunsă, în ciuda strălucirii luminoase a pielii sale. Acest specimen a fost observat pentru prima dată în 2008-2009, fiind un pui de balenă cu caracteristicile albinoșilor, motiv pentru care a și primit acest nume. De data aceasta, galonul de lapte a fost însoțită de un pui, care era complet gri, ceea ce trebuie să însemne că balena a devenit pentru prima dată mamă, explică reprezentantul GONANP. În sălbăticie, indivizii albinoși sunt extrem de rari pe uscat, iar în apă cu atât mai mult. Pe uscat, animalele albinoase se descurcă destul de prost, pentru că nuanța de alb strălucitor este ca un indicator pentru prădători. Iar pentru mamiferele marine foarte mari, cum e galonul de lapte, încă nu se cunosc clar dezavantajele cauzate de culoarea pielii sale. Cercetările au arătat că balena albinos probabil se confruntă cu probleme, precum absorpția redusă de căldură în apele mai reci, sensibilitate crescută la lumină solară și comunicare vizuală alterată. Galonul de lapte nu este singura balenă albinos. Australienii au propriul migale, o balenă cu cocoașă albinos, care își face apariția ocazională în largul coastei Botany Bay din Sydney. Sunt Mariana Hârlav, până data viitoare, aveți grijă de voi și de mediul înconjurător!